Bun venit la școala F de vedere. Sunt Ramona Ioana Mezei și vom descoperi împreună câteva dintre tainele jurnalismului de televiziune. În acest curs vom afla ce este o știre falsă și cum putem să ne ferim de fake news. În fiecare zi auzim vorbindu-se despre știrile false, fake news. Ce înseamnă o știre falsă? Era oare folosită și în vechime? Ne influențează sau nu știrile false? Și cum putem să le combatem? La aceste întrebări vom încerca să aflăm răspunsuri în acest curs. Conform Wired.com, știrile false, fake news, reprezintă un tip de jurnalism galben sau de propagandă, care constă în răspândirea de informații false difuzate prin mass media tradițională, ziare, televiziuni, radiouri sau prin social media. Știrile false sunt scrise și publicate cu intenția de a induce în eroare, în scopul de a deteriora reputația unei agenții, entități sau persoane, precum și pentru câștig financiar sau politic, de multe ori folosind titluri senzaționale, necinstite sau pur și simplu fabricate pentru a crește numărul de cititori, pentru răspândirea în mediul online și pentru venituri prin clicuri pe internet. Din cele mai vechi timpuri și până în prezent, știrile false au fost folosite pentru a înșela, a prezenta neadevăruri și a dezinforma. În primul secol, înainte de Hristos, Octavian a condus o campanie de dezinformare împotriva rivalului său, Marc Antoniu, descriindu-l ca fiind bețiv, afemeat, o simplă marionetă a reginei egiptene Cleopatra VII. El a publicat un document care pretindea fi testamentul lui Marc Antoniu, care spunea că acesta, la moartea lui, ar dori să fie înmormântat în mauzoleul faraonilor Ptolemeici. Deși documentul a fost cel mai probabil falsificat, acesta a provocat indignare în rândul populației Imperiului Roman. Marc Antoniu, în cele din urmă, s-a sinucis după înfrângerea sa în Bătălia de la Actium, după ce a auzit zvonuri false, propagate de însuși Cleopatra, care susțineau că acesta s-ar fi sinucis. Cel mai mare istoric al secolului al VI-lea Procopius din Cezarea l-a descris pe moștenitorul tronului bizantin ca fiind un tiran însetat de sânge și de fără de legi. Procopius a fost autorul mai multor lucrări despre viața lui Justinian I, iar una dintre cele care au fost atribuite, numită Istoria Secretă, a stârnit numeroase controverse. În perioada medievală a fost răspândită o știre falsă în orașul Trento, care susținea că cei din comunitatea evrească ar fi ucis un copil creștin pe nume Simonino. Din cauza acestei șir false, toți evrei au fost arestați și torturați. 15 dintre ei au fost arși pe rug. Papa Sixtus al IV-lea însuși a încercat să oprească răspândirea acestei povești și să se distanțeze de ea, dar aceasta s-a răspândit deja dincolo de orice control. Povești de acest fel erau cunoscute sub numele de calomnie de sânge, care susțineau în mod fals că evrei ucideau intenționat creștinii, mai ales copiii, și foloseau sângele lor pentru ritualuri religioase. Mult mai târziu, în coloniile americane, Benjamin Franklin a scris știri false despre indienii care lucrau pentru regele George al iii al Marii Britanii și scalpau oamenii într-un efort de a influența opinia publică în favoarea Revoluției americane. Trebuie să recunoaștem că este din ce în ce mai dificil să decidem ce este adevărat sau fals. Prin ce diferă știrile false din vechime de cele din zilele noastre? Păi, în primul rând, sunt foarte multe canale de transmitere. Știrile false se împrăștie mai rapid și mai repede prin intermediul internetului, televiziunilor, posturilor de radio. Știrile false ajung la oameni la orice oră și în orice colț arterei. Lumea a devenit un sat global. Specialiștii spun că impactul știrilor false este destul de mare, pentru că avem tendința să reținem ceea ce citim prima dată despre un subiect. Mai mult decât atât, cu cât auzim de mai multe ori un subiect, cu atât mai bine ni-l amintim, pentru că repetiția servește și la cimentarea informațiilor false. În timp, avem tendința să considerăm adevărat primul lucru pe care l-am auzit, deși nu este adevărat, întrucât este mai complicat să respingi idei decât să le accepti, pentru că respingerea unei idei presupune o acțiune în doi pași. Corectarea dezinformării eșuează deseori. De ce ne întrebăm? De multe ori, corecturile repetă mesajul inițial, ceea ce întărește informația greșită originală și, uneori, corecturile îi fac pe oameni să respingă posibilitatea de a schimba părerea. În combaterea știrilor false, tehnologia ne poate și nu ne poate ajuta. Există site-uri care verifică informația ca Snups și PolyFact, dar este mult de muncă. Identificarea automată de știri false este în plină dezvoltare, dar același lucru se întâmplă și cu Distribuirea automată de știri false. Oamenii acceptă deseori informația fără să-și pună întrebări. Învățați să citiți pendeletă, să verificați informația și să vă puneți întrebări. Așa cum am învățat din cursurile anterioare, verificăm faptele din mai multe surse. Comparați surse multiple, căutați informațiile care nu se potrivesc și gândiți-vă la motive. Pentru articolele semnate, aflați cine este autorul, ce experiență are și pentru cine lucrează. Sursele legitime dețin aceste informații. Dacă linkurile sunt întrerupte sau vă conducă Site-uri care nu au legătură cu articolul, informația este falsă. Verificați citatele. Sunt ele relevante pentru argumentație? Dacă nu, informația poate fi falsă. Dacă titlul induce în eroare cu privire la conținutul articolului, trebuie să vă întrebați de ce. Dacă imaginea sau data nu se potrivesc cu articolul, întrebați-vă de ce. Căutați pe Google pornind de la imagine. Site-urile cu știri false au de multe ori ureleuri foarte asemănătoare cu site-urile adevărate de știri. Poate fi o diferență de o literă sau extensia domeniului poate fi neobișnuită. Nu citiți doar titlul, ci întreg articolul. Urmăriți argumentația sau povestea. Gândiți, se potrivește informația cu ceea ce știți deja? Căutați alte surse pentru a verifica informația. Nu distribuiți informații fără să le fi citit. Nu distribuiți informații numai pentru că le-au distribuit și alții. Avem tendința de a crede informația care concordă cu părerile noastre, de a ne împrieteni cu oameni care gândesc ca noi. Aceste păreri preconcepute ne pot influența punctele de vedere și deteriorează adevărul. Pentru a vă spune toate aceste lucruri, mi-am folosit experiența în radio și televiziune de peste 25 de ani, dar am consultat și cartea lui Daniel Gilbert, Cum se formează credința în sistemele mentale, dar și câteva site-uri din Statele Unite ale Americii. The Shift este un newsletter săptămânal produs de News Literacy Project din Washington, DC. Acesta acoperă evenimentele săptămânii și demască știrile false. De asemenea, oferă sugestii utile și exemple despre cum să abordăm știrile false în sala de clasă. Onda Media este produs de o parte a sistemului audiovizual public din statele Unite. Se oferă informații despre știrile false cu un manual pentru consumatorii care se referă la subiectul știrilor false. Manualele sunt scrise de jurnaliști profesioniști cu scopul de a ajuta consumatorii de știri să obțină cele mai bune informații posibile. BuzzFeed este o companie americană de media, de știri și divertisment cu accent pe mediile digitale. Are sediul în New York City. BuzzFeed a fost fondată în 2006 pentru a se concentra pe urmărirea conținutului viral. Să ne revedem cu bine! Până atunci aveți grijă de voi! Învățați să citiți pendelete, să verificați informația și să vă puneți întrebări!